Dragi frați, ne apropiem cu pași repezi de către o lună foarte importantă. Cea mai importantă lună din an. Mai avem mai puțin de o lună până vine luna Ramadan. Și așa cum obișnuim, periodic, în fiecare an când se apropie luna Ramadanului, să vorbim despre cum trebuie să ne pregătim, ce trebuie să facem, să conștientizăm importanța lunii Ramadan. Și astăzi, repet acest lucru ca să fim pregătiți să întâmpinăm această lună, să profităm de ea cât se poate de bine posibil. De aceea eu vă îndemn pe toți să citim despre luna Ramadan, despre importanța lunii Ramadan, despre importanța postului în luna Ramadan, despre importanța faptelor bune pe care le facem în această lună și nu numai. Noi am spus că luna Ramadanului pentru noi este o lună în care mergem, ca am dat pilda unui peco, da? Mergem, încărcăm, facem fulul la rezervor ca să ne țină tot anul. Nu încărcăm în rezervor atât cât să ne țină luna Ramadan și după aceea să revenim la ceea ce am fost înainte. Din păcate, mulți așa fac. Își aduc aminte de Ramadan în prima zi și uită de Ramadan în prima zi de Șeval. Cum a terminat Ramadanul? Gata, a închis caietul, a închis cartea, a început o altă lună. Trebuie să conștientizăm că această lună este foarte importantă și să ne pregătim să o întâmpinăm cum se cuvine. Să știm ce trebuie să facem în această lună. Ba chiar dinainte să ținem post câteva zile în care să ne obișnuim cu postul. Pentru că de multe ori se întâmplă, încep să țină post în prima zi de Ramadan, nu s-au obișnuit, le vine greu, unii strică postul, altora le iau o săptămână să se adapteze și pierd o săptămână din luna Ramadan pentru că dinainte nu s-au pregătit să întâmpine această lună. De aceea e bine să ne pregătim din orice punct de vedere, dar înainte de toate să ne pregătim să cunoaștem importanța lunii Ramadan și importanța postului, faptelor bune în această lună. Virtuțile lunii Ramadan pe scurt. De ce? Cu cât cunoaștem semnificația lunii, cu atât pregătirea noastră va fi pe măsură. Întotdeauna, de exemplu, sunt unele domenii de activitate în comerț în care omul are sezon care ține, să zic, o lună. El dacă dinainte nu se pregătește cu 3, 4, 5, 6 luni, să-și facă stocul de marfă, să pregătească, știu eu, oferte, să facă pachete, să facă bonusuri și așa mai departe, el nu va profita de acel sezon. Da? Eu dacă am un magazin, de exemplu, și sezonul de vară e de 2 luni, când începe sezonul din prima zi, dacă mă duc și descui magazinul și încep să zugrăvesc, să așez rafturile, să verific partea electrică, îmi iau o săptămână, două, trei, am pierdut din sezon. Cu pregătiri. Și mai rămâne din sezon o lună jumate. Nimeni nu face greșeala aceasta în domeniul comerțului. Fiecare se duce dinainte, în prima zi de activitate, el deja are magazinul deschis, marfa pusă, depozitul full și începe. E sezonul când începe școala, da? Cei care se ocupă de vânzări, rechizite, caiete, cărți, creioane și așa mai departe, fac stocul dinainte. Dacă s-ar trezi el în luna septembrie, când a început școala, în prima zi de școală, și ar umple magazinul cu marfă, la ce este de folos? Toată lumea face cumpărăturile înainte, se pregătește geanta, caiete, cărți, tot ce trebuie. În prima zi de școală copilul se duce cu toate rechizitele pregătite. Eu dacă în prima zi de școală mă duc și deschid magazinul și încarc magazinul cu rechizite, o să le țin degeaba. Așa și noi în luna Ramadan. Dacă nu ne pregătim dinainte de luna Ramadan să întâmpinăm această lună, companionii profetului sallallahu alaihi wa sallam, o repetăm de fiecare dată, 6 luni de zile se rugau la Allah subhanahu wa ta'ala să prindă Ramadanul și 6 luni se rugau să fie primit. Tot ceea ce au făcut în această lună, postul care l-au ținut, Coranul care l-au citit, rugăciunile care l-au făcut să fie primite de Allah subhanahu wa ta'ala. Deci ei nu uitau 6 luni de zile, un an întreg trăiau cu gândul la Ramadan. De ce? Pentru că e foarte important și răsplata este foarte mare și nu trebuie ca un credincios să rateze această lună sau să piardă o parte din această lună. De aceea e bine să ne pregătim dinainte să întâmpinăm
luna Ramadan și să vedem ce putem face în această lună, să facem în așa fel încât foarte mult din timpul nostru, problemele care le avem și le putem rezolva înainte de Ramadan, să le rezolvăm și ceea ce putem lăsa după Ramadan, să lăsăm. Să stabilim pur și simplu un program de, un plan de activitate și prioritățile care sunt în această lună. Ca să beneficiem la maxim de binefacerile și virtuțile acestei luni. Că altfel pierdem mult din răsplată, pierdem mult din luna Ramadan și nu este ok pentru noi, deoarece în calitate de credincios trebuie să vânezi orice posibilitate de a face faptă bună și a primi răsplată. Trebuie să căutăm să facem cât mai multe fapte bune ca să primim răsplată. Și când mă refer la fapte bune, nu mă refer numai la ritualuri de adorare, rugăciune, post, danie, etc. Aceste lucruri sunt îndatoririle noastre. Și să facem diferență foarte clară între îndatoririle de bază și lucrurile sau faptele care le facem și ne aduc răsplată mai multă. A venit unul dintre păcătoși, a venit la un companion și i-a spus: nu am lăsat niciun păcat fără să nu-l fac. Tot ce se poate face. În limba arabă spune ez-zunub. Când spune ez-zunub, îl articulează cu articolul hotărât. El înseamnă toate păcatele. Și accentuează. Kulleha. A făcut toate păcatele posibile. Oare mă iartă Allah subhanahu wa ta'ala? Și ce a spus companionul? Dacă ești sincer în căința ta, Allah te iartă. Omul vrea să știe, accept islamul și mă fac musulman sau să văd cum e. Le-a spus, dacă ești sincer în căința ta și ai îmbrățișat islamul, Allah îți iartă toate păcatele, ba chiar îți transformă păcatele în fapte bune. Yubeddilu seyyatihim hasanat. Schimbă, face din faptele, din păcatele tale care le-ai făcut în trecut, dacă tu te-ai schimbat, te-ai căit, ți-a părut rău pentru păcate, ai renunțat la ele și ai făcut fapte bune, Allah subhanahu wa ta'ala toate faptele rele ți le schimbă în fapte bune. Toate păcatele care le-ai făcut le schimbă în fapte bune și atunci omul a zis, eu am acceptat islamul. Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala, cu toții avem păcate și avem nevoie ca Allah să ne ierte aceste păcate. Dar putem mai mult de a ne ierta Allah păcatele să transformăm aceste păcate în fapte bune. Și pentru a transforma aceste păcate în fapte bune, avem nevoie de extra. Să facem lucruri extra. Pentru că 5 rugăciuni pe zi este în datoria noastră de bază. Postul luna Ramadan este datoria ta. E ca și cum ai fi la muncă. Omul zice, te-a angajat, zice, muncești 8 ore pe zi și ai salariu fix atât. Dacă muncești o oră în plus pe zi, fiecare oră în plus se plătește cu atât. Da? Rugăciunile, postul, dania, pelerinajul odată în viață, îndatoririle de bază ale musulmanului sunt precum salariu fix. Iar răsplată mai multă de unde vine? De la tot ceea ce facem extra. De aceea profetul sallallahu alaihi wasallam ce spune? Primul lucru despre care v-am dat socoteală în ziua de apoi este rugăciunea. Iar dacă rugăciunea este completă, toată socoteala va fi, restul va fi ușor. Socoteala va fi ușoară. Dacă namazul, rugăciunea, as-sala, acolo n-ai probleme, este complet, restul va fi ușor. Dar acum se întâmplă să am și lipsuri la rugăciune. Nu le-am făcut pe toate la timp. Ce se întâmplă? Atunci spune profetul sallallahu alaihi wasallam, Allah o să-i spună îngerilor, uitați-vă la rugăciunile opționale. Nawafil. Rugăciuni care le-ai făcut extra. De exemplu, ai timp acum, ai abluciune, hai să fac duha namaz, salată duha. Hai să fac două rechiaturi că am intrat în moschee. Hai să fac două rechiaturi șucur. Hai să fac două rechiaturi că am timp, sau patru, sau șase. Mă trezești noaptea la qiyam. Acestea sunt extra față de îndatoririle de bază. Și Allah spune, uitați-vă la rugăciunile nawafil, extra, opționale, ca să completăm cele obligatorii. Și de aceea, cu cât facem mai multe fapte bune, acelea sunt cele care ne aduc răsplată cea mai mare. Îndatoririle de bază, dacă ți le-ai făcut, socoteala va fi ușoară.
Ai câștigat dreptul să intri în paradis, dar și paradisul este trepte. Dacă vrei să te înalți, te înalți prin faptele extra pe care le faci. Standardul, ai primit salariul standard, ai intrat în paradis. Dacă vrei să fii cu profeții, cu cât mai înalt în paradis, cu atâtea, astea le obții doar în cazul în care faci cât mai multe fapte opționale. Și Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă pe noi dintre cei care conștientizăm acest lucru, importanța ritualurilor de adorare esențiale și să facem cât mai multe fapte, cât mai multe ritualuri opționale prin care să dobândim cât mai multă răsplată, inshallah.